Isso é de chore a brincar. Oi, eu mando louca rádio, que nem na rua de vários. E sou lhe pescando chabara do boi. A chavor beste, dono, prendo o sânt poporule. Pregătește-ți inima, zice Domnul, pregătește-te clipă de clipă, zice Domnul, pentru a mă întâmpina și pentru a mă vedea pe norii cerului. Sunt gata să mă arăt, zice Domnul, sunt gata să las unele lucrări deosebite în mijlocul tău, în care sufletul tău să cunoască, să vadă și să spună, cu adevărat Dumnezeul nostru este viu și lucrează. Elis mandocoria seferapol, intru în poporul meu, zice Domnul, și lucrez după un plan al meu deosebit. Îmi pregătesc poporul în vremea aceasta, zice Duhul Sfânt. Îmi pregătesc poporul, zice Domnul, ca să-mi iau ceea ce este al meu acasă. Elibet cotorosebel, să pun deoparte pe cei care îi voi întări și îi voi pune pentru lucrări deosebite să rămână în spărtură. Îi voi îmbrăca cu haine albe pe cei care i-am de îmbrăcat cu haine albe. Voi pregăti mireasa mea, zice Domnul, și mulți ochi vor vedea, dar pentru unii va fi prea târziu. Chemarea, zice Duhul Sfânt, se face de multă vreme și unii stau la răspântii și încă sunt nedeciși cum să mă urmeze și încotro să apuce. Și iată, preferă să stea în urmă și în umbră și să spună, să-i văd ce fac ei. Iată, zice Duhul Sfânt, va veni un val repede, zice Domnul, voi îmbrăca cu putere, voi turna Duhul meu în vase, voi umple candelele cu un de lemn, pentru că iată, vremea este scurtă. Să arată zorii, Hosanna, Helotel Cochial Segel, iată vine mirele și iată că pe unii din somn îi voi lua, zice Duhul Sfânt, dar somnul de noapte nu somnul morții, zice Domnul, pentru că iată, Helosemela Cobel, nu vor putea rezista furtunile și valurile ce vor veni în popor. Nu vor putea rămâne în picioare, în credință și în nădejdea mântuirii, pentru că valurile ce vor veni vor fi deosebite. Ascultă-mă, poporule, ce-ți vorbește Domnul pe Duhul Sfânt și ia minte la strigătul care se face astăzi prin Duhul meu, pentru că iată repaldu șeghelei sebelt, lucrările care se desfășoară ascuns în vremea aceasta, nu fac altceva decât să te nimicească, dar iată, zice Domnul, ce e al meu pun deoparte, zice Domnul, și va fi sub ocrotirea celui penal. Elichetoș Parol, tu pregătește-te de pe acum, pregătește-te și rămâi în picioare, rămâi în credință, rămâi în spărtură, zice Domnul, că pentru unii chiar din voi din locul acesta zilele sunt numărate, ori partoșegări salul lor, și iată că plecarea lor va fi, zice Duhul Sfânt, după strigarea frâmbiței, care va auzi cei ce vor fi însemnați pentru aceasta. Helto Corial, de aceea oricare ești din locul acesta, pregătește-te, pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău, o lapostă sfigele șeram, lucrez tainic la unele inimi în seara aceasta și cercetez radicul lor, pentru că vreau, zice Domnul, să ridic starea poporului meu în vremea aceasta și să dau putere celor slăbănogiți, să dau putere celor ce mai au de așteptat lucrări care să se împlinească, să dau credință celor ce au scăzut, să dau nădejde celor ce nu mai au, să dau biruință celor ce sunt în luptă. Aleluia! Da, zice Duhul Sfânt, întăresc, zice Domnul, și vasele mele le umplu cu un de lemn și dor putere în candelele străite.
pentru că da, zice Domnul, gata este mirele să apară și mireasa mea nu-i gata, că l-o pesca Dios Peregel, de acest strigătul sfânt, el o pentru o diaz, pregătire, pregătire, amin, amin.